Pentru a putea beneficia de pachetul minimal de servicii medicale în asistența medicală primară, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat au obligația să se înscrie pe lista unui medic de familie în mod liber ales. Înscrierea se realizează pe baza cererii pe care o găsesc la cabinetele medicilor de familie. Iar dacă beneficiază de o serie de servicii medicale gratuite, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat suportă însă integral costurile pentru investigațiile paraclinice, recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie. În pachetul minimal pentru persoanele neasigurate sunt incluse servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală, supraveghere și depistare de boli cu potențial endemo-epidemic, consultații de monitorizare a evoluției sarcinii și lehuziei, consultațiile de planificare familială, servicii de prevenție, activități de suport. Atenție! În calitate de neasigurat, un român suportă integral costurile pentru investigațiile paraclinice recomandate și tratamentul prescris de medicii de familie, precum și costurile altor activități de suport, conform legislației în vigoare.